lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Bine te-am găsit și un salut, te iubesc, te ador și te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Bine te-am regăsit și mi-a fost tare dor de tine. Vreau să știu dacă ți-a plăcut povestea cu veverița, de fapt povestioara, și dacă ai învățat ceva important și interesant despre veverițe, pentru că astăzi continuăm cu povestioare și povestea de astăzi este despre un animal mare. De cele mai multe ori are o culoare cafenie, așa închis, adică un maro. Ce pot să vă mai zic despre el? Oamenii se tem și, hai să zic un detaliu foarte, foarte important care cred că o să ghiciți animăluțul. Iarna doarme în bârlog și așteaptă primăvara în somn. Despre cine este vorba? Ați ghicit? Cine? N-am auzit. Cine? Exact! Ursulețul! Astăzi continuăm povestioarele și avem aventurile unui ursuleț. Ne așezăm comod și hai să vedem care e aventura lui. Să știți că aceste povestioare ne învață și ne dau detalii despre ursuleți. De exemplu, unde trăiesc, ce mănâncă, ce fac toată ziulica și altceva care la fel este foarte, foarte interesant. Haideți să începem povestioara noastră. Trăia odată într-o pădure un ursuleț neastâmpărat. Avea picioarele crăcănate, era caragios și groaznic de curios. Își băga peste tot năsucul umed și lucitor și uneori obosea atât de mult în timpul ștrângăriilor sale, încât adormea chiar acolo unde se juca. Ursulețul vesel avea mamă și un frățior mai mare. Bine, ursulețul mai mare era de fapt la fel de mic și neîndemânatic, dar se născuse cu câteva clipe mai devreme, de aceea i se spunea fratele mai mare. Ursoaica mamă era mare de tot și înțeleaptă. Îi învăța pe ursuleț tot ce știa. Odată, ea le-a arătat ursuleților niște oameni care au plecat din poiană călare pe un animal ce scotea niște răgete ciudate, lăsând în urmă o geantă. Astea sunt lucruri de ale oamenilor, le-a spus mama. Ia să vezi, s-au bucurat ursuleții și au băgat botișoarele înăuntru, tot pufnind și strănutând, căci lucrurile oamenilor miroseau altfel decât ale lor. În geantă au găsit o grămadă de lucruri ciudate și un
ursuleț de pluș. Era ceva nemaipomenit. Ura! S-au bucurat frățiorii și au început să se joace cu ursulețul de pluș. Jucându-se pe săturate, ursuleților li s-a făcut foame și au plecat să caute ceva gustos. Cel mai mult pe lumea asta le plăcea mierea, adulmecându-i aroma dulce, s-au cățărat cât ai clipit din ochi pe un copac gros și și-au băgat botișoarele și lăbuțele într-o scorbură. În scorbură trăiau niște albine cărora nu le plăcea deloc musafirii nepoftiți, mai ales acei care își împlântau labele adânc în miere, încercând să înfulece cât mai mult. Se indignau albinele, atacând ursuleții. Ursoaica mamă s-a văzut nevoită să-și ceară scuze de la proprietarii supărați, iar hoții speriați au înțeles că nu e bine deloc să te pui rău cu albinele. Trăgând un pui de somn după această aventură, ursuleții s-au pornit la plimbare. Dintr-o ascunzătoare numai de ei știută, mama le-a arătat din nou niște oameni. Numai că de data asta oamenii mergeau pe jos, pe labele din spate. Adică labele din spate, ei au labe, noi ce avem? Picioare, corect! Păreau mici și deloc periculoși acei oameni pe care i-au văzut ei. E voie să ne jucăm cu ei? A întrebat mizinul. Ursoaica i-a tăiat-o scurt. Nu! Nu e voie să vă jucați cu oamenii, a zis mama ursoaică. Oftând, ursuleții au mers după mamă la râu. Se auzea un plescăit și cineva răgea tare și mulțumit de sine. Când au ajuns pe mal, au văzut că sub cascadă se scaldă, ca sub duș, un urs uriaș. Vai, s-a speriat ursulețul cel mic. Apa e udă, a mai adăugat el. Și rece, a zis ursulețul cel mare, zgribulindu-se tare, tare. Ursulețul cel mic s-a pitit în spatele frățiorului mai mare și a bolmăjit. Eu nu fac baie în apă, e rece și e udă. Nu vreți să mergem să prindem pește? I-a întrebat mama pe ursuleț. Da, nu vrem să ne intrăm în apă, au răspuns într-un glas cei doi. Ei bine, azi vom învăța să prindem pește cu labele, le-a zâmbit ursoaica. Deci trebuie să ne băgăm în apă. Ucenicii ascultători, adică cei doi ursuleți, au sărit într-o clipă în apă, uitând că apa e udă și rece, și au început cu plăcere să alerge după pești. Uite ce pește am prins! Striga încântat ursulețul cel mic, ridicând din apă un dita mai pește. Vai, al meu a scăpat! Se plângea cel mai mare. Stai liniștit! Vom mai sta aici încă multă vreme! L-a liniștit mama. Veți reuși să prindeți pește și să mâncați pe săturate. Toată vara, ursuleții au crescut și au învățat unde să-și găsească prânzul și cina, de cine să se ascundă și pe cine să vâneze. Acum suntem mari și deștepți, zise cu mândrie ursulețul cel mare. Da, dădu din cap cel mic și a mai adăugat. Uite, de ce oare pădurea s-a îngălbenit? E toamnă, le-a zis ursoaica. Vara e pe terminate. Îmi pare așa de rău, a căscat ursulețul cel mic, mormăind uimit. Nu știu de ce mă trage la somn, că până de seară mai e timp berechet. Toamna urșii cad în hibernare, le-a zis mama. Mănâncă mult pe săturate. Pentru o iarnă întreagă, își mai caută un bârlog așezat și dorm câteva luni. Să mănânci pentru o iarnă întreagă? S-a uimit ursulețul cel mic. Dapoi, nu voi plesni,
S-a întrebat el. Nu vei plesni. Haideți să căutăm acum un bârlog, a zis mama. Și toată familia a pornit în căutarea unui adăpost pentru iarnă. Într-o trecătoare îngustă între stânci au descoperit o peșteră numai bună pentru ei. Înăuntru era cald și uscat. Ursuleții au adunat ierburi uscate și crengi și s-au cuibărit de minune alături de mama lor, încălzindu-se unii pe alții cu blănurile lor mițoase. Acum puteau dormi în liniște și puteau visa o iarnă rece și cu multă zăpadă. În bârlog, familia era în siguranță. După ce iarna a trecut, s-au domolit și ultimile geruri, iar soarele a topit zăpada de iarnă. Primăvara și-a intrat în drepturi. Ursuleții s-au deșteptat și au ieșit afară împreună cu mama lor. Pe petecele de pământ de pe care s-a topit zăpada se vedeau deja colții ierbii. Pe alocuri au înflorit primele flori, dar umătul nu se dădea dus de tot. Vai, ce minunăție! S-a bucurat ursulețul cel mic. Mama, asta e zăpada? Ursoaica a dat din cap. Iar ursulețul a lins un troian de zăpadă, mijind ochii de plăcere. Cât e de frumos! A răsuflat ușurat ursulețul cel mare. Ce noroc am avut că am reușit să prindem zăpada! Hei, ce mai facem? Le făcu mama cu ochiul. Haideți să ne dăm pe derdeluș până în vale! Pe derde ce? A întrebat cel mic. Derde cum? Să ne dăm pe derdeluș, a repetat mama. Uite așa, mama s-a întins pe spate și a zburat pe derdeluș de parcă ar fi fost o sanie. Ursuleții s-au trântit și ei pe jos și țipând s-au avântat în urma mamei, de leșu era vântul pe lângă urechi. În vale, zăpada se topise. Mirosea a primăvară. Sunteți mari de acum, le-a spus mama ursuleților. Eu v-am învățat de toate. Acum vă puteți descurca și singuri. Singuri? Ca urșii mari? S-au bucurat frățiorii. Da, ca urșii mari. A dat din cap încuviințător mama, le-a făcut un semn de rămas bun cu laba și le-a spus: pe curând, papa ursuleților! Iar ei le-au răspuns: pe curând, mamă! Și au luat-o la fugă. În viitor îi așteaptă o viață adevărată și bogată în aventuri! Uite, asta e aventura unui pui de urs și ce am învățat noi din această povestioară. Hai să vedem. Ce mănâncă ursuleții? Ia scrieți-mi. Ce ați memorizat voi că mănâncă ursuleții? Mai țineți minte? S-a urcat un copac și acolo cineva i-a întâmpinat cu zzzz. Apoi au mers la râu. Acolo ce au mâncat? Hai, scrieți la comentarii. Ce au mâncat la râu? Ce au făcut ei în apă? Pe lângă duș, care spunea că apa e udă și rece. Apoi, iarna, ce fac ursuleții? Unde merg ei să doarmă, cum se numește căsuța ursuleților și ce fac ei primăvara. Eu aștept cu mare drag fiecare comentariu să-mi scrieți despre ursuleți, ce mai știți voi interesant, care ar trebui să afle toți copiii și în primul rând eu. Îți mulțumesc enorm de mult că ai fost aici alături de mine și am citit împreună această povestioară despre un pui, de fapt doi pui de ursuleți și te aștept neapărat și mâine. Pe curând! Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela.
Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați, este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!